Cine cu cine se iubea, că nu știu. Ghița cu Chioveș, nu? Da. Acum vă spun foarte sincer. Prezența în sufrageria unora... Eu nu pot să comentez decât o singură chestiune. Pe mine m-a amuzat o scenă, aceea cu cuvelele. Dacă vă aduceți voi minte în amintire. Erau două cucuvele pe care Ghița le-a dat înapoi doamnei Chioveș. Și m-am întrebat unde am văzut eu asta. Eu am fost raportorul Uniunii Europene pe Filipine, pe acordul de parteneriat și cooperare. Și există un loc celebru în Filipine, se numește Cucuveaua Mov. Nu glumesc, era și numele, puteți să mă verificați. Este un loc de fiță și greu accesibil pentru că este foarte scump. Pentru îndrăgostiții clandestini, pentru nunți, pentru căsătorii. Și când am văzut cucuvelele alea, mi-am dat seama că le văzusem în magazine, că se comercializau la banii la chestiunile astea. Mai departe, nu comentez. Deci n-am niciun fel de comentariu de făcut despre iubirile oamenilor. E treaba lor. Domnul Nicolae, ați reprezentat niște partide istorice.